se propovăduiesc multe evanghelii. Și ne uităm la anumite lucrări, într-o parte sau în alta, și vedem că oamenii se întorc de acolo, știu eu, cu tot felul de experiențe și spun ei, cercetați de Duhul Sfânt, dar dacă ne uităm la Evanghelia care a fost propovăduită acolo și la ce aberații scot unii, numai Evanghelia lui Dumnezeu n-a fost propovăduită. Numai adevărul divin, numai revelația lui Dumnezeu n-a fost propovăduită acolo. Orice altceva, dar nu cuvântul. Pavel zice în Galateni, capitolul 1, de la versetul 6 la 10, dacă ar veni altcineva, noi înșine sau chiar un înger din cer să vă prezinte o altfel de evanghelie, să fie anatema, blestemat.